Vă reamintim că în luna decembrie, un timișorean a postat pe Facebook un mesaj prin care relata întâmplarea soției sale petrecută chiar în fața blocului în care locuiește. Atunci, gașca de copii a încercat să o tâlhărească și doar prezența de spirit a victimei a făcut ca aceasta să scape cu bine. Culmea, timișoreanul a reușit să le ia urma și să îi și prindă atunci pe tâlhari, chiar în fața unui polițist local. În timp ce soțul femeii, agresate de copii, filma unul din membrii bandei, polițistul local îl sfătuia să îi dea drumul, scrie Tion.ro. Întâmplarea relatată de timișorean a stârnit revoltă, dar i-a și încurajat pe oameni să vorbească. Așa s-a aflat că micuții nu sunt la prima acțiune violentă. Ei au la activ mai multe spargeri, tâlhării și furturi, iar de fiecare dată când sunt surprinși, ori fug, ori se lasă duși de bunăvoie la adăpost, pentru a fugi ulterior.